Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Neamțu și mă bucur să vă spun bine ați venit la o nouă emisiune Vocea Libertății aici la Canal 33 în parteneriat cu prietenii de la Marile Cărți. Cunoaștem cu toții scandalurile care au însoțit în ultimii ani competiția muzicală Eurovision. Pentru a ajunge pe marea scenă, se pare că astăzi contează orice, mai puțin talentul muzical, ori sensibilitatea artistică. Nu mai e importantă nici vocea, nici ritmul, nici melodia, nu mai contează, spectacolul în sine este secundar. Ceea ce astăzi pare să fie mai degrabă în centrul atenției este alinierea ideologică, nu maestria interpretului. Darurile muzicale, șlifuite prin sudoare, sunt mai puțin importante decât bunoară, susținerea acordată, mai ales în luna diversității curcubismului, cum mi-a plăcut cândva să exprim această nouă tendință în spațiul politic occidental. Dacă nu ești obsedat de chestiunea sexualității, dacă nu aderi la tribul progresiștilor, atunci vei fi depunctat, marginalizat, penalizat. Dacă nu vrei să împarți lumea între minorități și majorități, atunci vei fi încondeat de către comisarii corectitudinii politice. Așa s-a ajuns acum câțiva ani, vă reamintesc, ca televiziunea română publică, împreună cu un juriu internațional foarte, foarte bizar, să o depuncteze, să o practic elimine pe Laura Bretan din această competiție pentru Eurovision. Curăția angelică, forța interioară, eleganța vestimentară a tinerei artiste n-au contat și nici impecabila interpretare a unor partituri dificile din Puccini, bunoare. Ce a triumfat, în schimb, a fost vulgaritatea. Și recent, o situație similară s-a petrecut tot la noi, când am trimis un artist fără nicio calitate să ne reprezinte. Oare de ce? Gândiți-vă la un lucru. De secole încoace, arta occidentală s-a dezvoltat, s-a afirmat printr-o prețuire pentru competențele precise pe care muzica le presupune. Orice talent muzical urca pe ierarhia aceasta a meritelor printr-un efort asidu. Și noi l-am avut pe Enescu, l-am avut pe Porumbescu, l-am avut pe Celibidache, care ne-au predat această lecție a profesionalismului. Muzica există pentru a transmite emoție, pentru a purifica sufletul, pentru a răscoli memoria și pentru a revela taine inaccesibile minții omenești. De aceea, frumusețea trebuie să fie categoria principală, estetică, cu care să operăm. Și nici de cum categoriile politice ale activiștilor găunoși care sunt obsedați, spuneam, de o propagandă sexo-marxistă demnă de o cauză mai bună. În locul poeziei și al muzicii, din păcate, astăzi avem parte de multă schimonoseală, de exhibiționism și de verbozitate. Iată de ce ne-am propus în această emisiune, poate spre surprinderea multora dintre dumneavoastră, să discutăm despre o personalitate a muzicii veritabile. Chiar dacă o muzică lăutărească, cum a fost ea numită, o muzică însă foarte iubită în România contemporană, în România, aș spune, tradițională și modernă deopotrivă. Vom vorbi despre o femeie care a slujit întreaga ei viață această triadă a binelui, a frumosului, a adevărului. Vom vorbi, doamnelor și domnilor, despre Gabi Luncă, născută în Prahova, chiar înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial, stinsă din viață în contextul pandemiei care ne-a răvășit pe toți. Pentru a ne spune povestea de viață acestei personalități artistice, pentru a ne vorbi despre valorile intime, familiale, vom vorbi cu nepotul doamnei Gabi Luncă, domnul Timotei Onoriu, antreprenor și muzician. Bun găsit! Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să mă aflu aici alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu, domnule Onoriu, vă cunosc, trebuie să recunosc acest lucru, de câțiva ani, v-am urmărit cu mare atenție și cu multă prețuire și simpatie. Sunteți un om care vă împărțiți, iertați-mă, viața într-un fel ca și Gabi Luncă, între vocația pentru muzică, dragostea pentru frumusețe. Pe de altă parte, aveți și păreți să cochetați chiar și cu politica, aveți o deschidere către viața cetății pe care Gabi Luncă a slujit-o într-un mod excepțional și sunteți și un antreprenor. Aș vrea să vă întreb, în calitate de nepot, nu? Ați cunoscut-o pe Gabi Luncă când deja ea era o personalitate consacrată. Ce amintiri din copilărie aveți cu ea? Ați fost ținut în brațe de către doamna Gabi Luncă atunci când ați primit binecuvântarea de copil. Ce amintiri aveți cu această mare doamnă a muzicii românești? Da, amintirile sunt multe, sunt diverse.
Mi-aduc aminte cum aveam un pian în casă și ai mei m-au pus să studiez pianul de la 5 ani. Sincer să fiu, nu mi-a plăcut. Mi s-a părut că e mult de studiat, că e un instrument complex și greu, dar, nu știu, dacă tot aveam pianul în casă, dacă bunica mea tot era gabiruncă, am simțit-o ca pe o datorie. Și fredona tot... în casă gabiluncă? Da, tot timpul, da. Tot timpul, nu? Da. Fredona și vă inspira. Da. Mai târziu, după ce am învățat să cânt mai bine la pian și după ce am început să cunosc mai mult din armonia muzicală, am început să cânt și cu dumnei. A fost așa o onoare pentru mine. Deși cât timp am fost copil, nu conștientizam cine e Gabi Luncă. Nu știam nimic despre ea. Era bunica mea cu care creșteam, alături de care eram în fiecare zi. Și nu știam prea multe. Mi se părea că dacă aș cânta cu dumnei, e ca și cum aș cânta cu oricine altcineva. Doar că ulterior, după ce am crescut și după ce am văzut impactul pe care l-a avut în societate, după ce am auzit părerile străinilor, că așa, dacă te laudă mama, fratele, sora, e ceva normal. Dacă te laudă un străin, atunci încep să spui niște semne de întrebare. Și după ce am văzut cât de lăudată a fost femeia asta, de la școală, până, de la poartă, îmi spuneau oamenii până în cancelarie, până la directori. O lăudau și îmi spuneau lucruri frumoase despre ea. Când ieșeam cu ea în oraș, mi-aduc aminte că efectiv erau oameni care voiau să-i pupe mâinile, voiau să facă o poză, să o ia în brațe, să o atingă, atâta. Deci era ceva incredibil. Aveți și o carte care spune poveste de viață a doamnei Gabi Luncă, alături de Ion Onoriu, nu? Au format un cuplu celebru. Da, este cartea pe care a scris-o dumneei. A fost dorința bunicului meu. Bunicul meu a murit când eu aveam un an jumate, deci nu l-am prins în viață. N-am putut să cresc alături de el, dar la dorința lui de a scrie o carte, a reușit să facă lucrurile acestea. S-a născut, și lucrul ăsta este foarte bine documentat în carte, s-a născut în Vărbilău, o localitate din Prahova, da. Înaintea războiului care a cutremurat toată Europa, în data de 16 octombrie 1938, se năștea, spuneam, această ființă gracilă, ființă de asemenea fragilă, o personalitate, spuneam, a muzicii populare, a muzicii lăutărești, și nu a avut parte de o copilărie fericită. Din potrivă, înțeleg că avea încă 5 frați și surori și a crescut mai degrabă orfană, nu-i așa, fără o protecție specială. Mama ei a murit când avea doar 3 ani și jumătate, mama, adică străbunica dumneavoastră, mama lui Gabi Luncă, și a fost crescută de o mamă vitregă, având experiența pe care a avut-o și Albă ca Zăpada. Ce nușăreasă! Sau Albă ca Zăpada, ambele personalități feminine trebuie să confrunte această gelozie, această adversitate, dar ele sunt întărite de lupta aceasta pentru recunoaștere. Tatăl ei, Dumitru Luncă, a fost violonist în cadrul armatei din Ploiești. Era o perioadă în care, să spunem că România suferea din pricina stalinismului, era o ideologizare foarte puternică a culturii, iar oamenii simpli se refugiau în această muzică lăutărească. Da, așa e. Oamenii se refugiau în artă, în mare parte, și atunci a devenit cumva la modă muzica, stilul ăsta de muzică lăutărească. N-a fost singura personalitate, înțeleg că și Romica Puceanu a reprezentat atunci o personalitate importantă. Avem multe personalități semnificative ale acestui gen de muzică. Gabi Luncă e una dintre ele. Ea a fost numită și regina muzicii lăutărești în timpul vieții ei. Ceea ce mi se pare foarte interesant e că ea la momentul ăla avea un idol, așa. Era doamna Maria Lătărețu. Maria Lătărețu. Da, și o aprecia foarte, foarte tare și pe doamna Maria Tănase.
Spuneți-ne despre felul în care ea trăia, cum să spun, în viața personală. Eu vreau să spun ceva, poate forțez puțin și poate lumea consideră că exagerez aici, dar pe mine mă frapează o chestiune în ultimii ani tot mai mult. Vulgaritatea, dacă vreți, natura explicită a versurilor, muzica aceasta absolut atroce pe care n-ai cum să o ocolești, pe care o auzi practic peste tot, și iertați-mă, manelele care sunt în versiunea lor degradată, pline de referințe la acte sexuale, la aventuri extraconjugale, pe de-o parte. Deci avem o muzică extrem de carnală, aș spune, și avem o muzică suavă, o muzică delicată. O să pun o întrebare banală. Ați auzit înjurături în casă? Ați auzit vulgarități în casă? Cum se face că mediul în care dumneavoastră ați crescut e foarte diferit de mediul în care astăzi cresc atâția tineri? Niciodată n-am auzit înjurături în casă, pentru că ne-am crescut într-un mediu creștin. Nu știu dacă să fie asta oare motivul. Cum nu se aud înjurături nici acum la noi în casă, nici atunci nu se auzeau. Ce știu e că, într-adevăr, înainte oamenii aveau mult mai multă rușine, aveau un respect mult mai mare unul față de celălalt și, într-adevăr, era imposibil ca, nu știu, cineva să conceapă să vorbească vulgar într-o piesă de muzică, într-o operă de artă. Operă de artă, cuvântul cheie. Deci muzica trebuie să fie artă. Muzica sau orice operă trebuie să devină o capodoperă. Tot timpul muzica a fost artă, doar că mi se pare că de ceva timp încoace muzica a ajuns o rușine. Nu mai ai niciun motiv efectiv pentru care să-ți dorești să studiezi muzica așa cum e ea, în profunzimea ei. Pentru că dacă ne uităm la televizor, dacă ascultăm radioul, auzim lucruri vulgare, cum a spus și dumneavoastră, auzim expresii murdare, deci în niciun caz nu reprezintă ce reprezenta odată muzica, și anume cultura, și anume tradiția românească, istoria românească, motivele familiei, motivele societății. Și să nu uităm aspirația către înalt, pentru că muzica trebuia să te înalțe, doreai să trăiești iubirea într-un alt registru, da, și ascultai o piesă de muzică, dorul, nostalgia, melancolia, aceste stări rafinate ale sufletului omenesc, diferite de, spuneam, dorințele acestea pătimașe sau de instincte, aceste stări sufletești care sunt documentate și în marea literatură. Găsim în Ecleziast, nu? Toată această melancolie fundamentală în fața trecerii vieții, caz pe gânduri. Toată această stare de reverie pe care poezia, inclusiv a psalmilor, te invită să o descoperi. Toate aceste stări sufletești astăzi nu mai sunt, din păcate, prezente în discursul artistic decât foarte rar. Acum aș vrea să vă întreb legat de această căsătorie pe care a avut-o cu acordeonistul Ion Onoriu, nu? Până la urmă nu l-ați cunoscut, dar cât de mult a contat faptul că ei au fost o familie unită în succesul, mai ales al doamnei Gabi Luncă? A contat foarte mult. Ion Onoriu a fost un dirijor. Îi conducea orchestra, dar mai mult decât atât, o susținea foarte tare în tot ce făcea pe plan muzical. Ei, nu știu dacă aș putea spune că unul a crescut mai mult sau altul mai puțin, pentru că s-au susținut unul pe celălalt și au crescut cumva împreună. Au lucrat la un vis și visul lor a devenit realitate. Au scos la un moment dat cu frații Gore un album. Elect Record, trebuie să spunem, era cea mai importantă casă de discuri atunci. Mii și mii de discuri au fost tipărite, publicate, lansate în țară. Oamenii ascultau atunci cum puteau muzica aceasta, o ascultau și la radio, o ascultau și live în anumite concerte. Dar ceea ce trebuie să spunem este că în 1980, da, această doamnă, Gabi Luncă, ajunge în Israel pentru prima oară un concert important în străinătate. Urmează și alte turnee în Berlin, suntem în plin comunism, 1982. Și, foarte interesant, la New York, Gabi Luncă reușește să concerteze în fața unui public internațional.
spuneați însă la un moment dat că ea a trezit curiozitatea și unor lideri politici și să spunem că Nicolae Ceaușescu, da, e vorba de soții Ceaușescu, da. Au dorit să o cunoască. A cântat în fața cuplului Ceaușescu? A cântat, da, da, chiar doamna soția Nicolae Ceaușescu. Tovarășa îi se spunea pe vremuri, sunteți prea tânăr să vă amintiți. Tovarășa Elena Ceaușescu, da? Da, chiar a lăcrimat la una din piesele ei. Motivul fiind acela al familiei tradiționale, cu mulți copii, cu greul pe care îl duce o mamă când în creșterea copiilor și așa mai departe. Hai să spunem, o să fiu foarte onest cu dumneavoastră, hai să spunem ceva direct și fățiș. Suntem în luna diversității, ni se spune. Doamna Onoriu, domnul Onoriu, dumneavoastră, cunoșteați și cunoașteți în continuare foarte bine viața unei minorități etnice din România, care este, nu, minoritatea Roma. Da. Muzica lăutărească are inflexiuni din muzica țigănească sau Roma și eu pot să afirm, am spus-o în Buvnița din Dărâmături, v-am și adus acest volum pentru că am scris un eseu, aș spune, în registru de pionierat despre țigani și biserică. Eu pot să spun că admirația multor români față de muzica lăutărească a fost un canal de comunicare între, să zicem, minoritate și majoritate. Da. În ce măsură astăzi credeți că există un viitor pentru, iată, minoritatea Roma, plecând de la această forță pe care o are muzica lăutărească? Muzica lăutărească în continuare există, în continuare se cântă, are reprezentanți importanți și foarte pregătiți, doar că, din păcate, ceea ce se vede la televizor sau rețelele sociale sunt niște vulgarități, sunt niște lucruri făcute special pentru a face bani și pentru a ajunge la marea masă a oamenilor prin lucruri superficiale, prin lucrurile de la, nu știu, primul nivel al existenței. Pe când înainte oamenii chiar își dădeau silința, urmau niște școli și acum, dar foarte puțin față de ce a fost odată. În sensul că înainte meritocrația chiar era promovată. Chiar exista, acum e doar un concept așa utopic. Gabi Luncă, spre exemplu, nu s-a născut într-o familie de bogați, a crescut fără mamă, a crescut într-un mediu ostil, cumva, greu, și cu toate acestea a avut o șansă. În ziua de astăzi, nu știu ce copil ar avea șansa asta să nu aibă relații, să nu aibă intrări pe colo și pe colo și cu toate astea să cunoască succesul. Pentru că dacă ne uităm, oamenii care au cunoscut succesul în ultimul timp, pe acești oameni îi recomandă total alte lucruri. În niciun caz calitățile muzicale. Gabi Luncă s-a dus și a ajuns la radio din dorința ei de a cânta. Chiar e o întâmplare foarte interesantă. Ea a câștigat un concurs pe țară, din etapă în etapă, până a ajuns în finală. În finală a câștigat marele premiu al concursului și după ce a strâns, cânta la casele de cultură și așa mai departe, după ce a strâns mai multe diplome și după ce a devenit mai cunoscută, căpătase oarecare notorietate, doar local, la ea în zonă, și-a luat viața în piept și a zis că trebuie să ajungă la radio. A avut ea chemarea asta, nu-mi dau seama cum a putut să aspire așa de sus, pentru că practic era imposibil să ajungi dintr-o comună din Prahova, dintr-o comună de care nu știa nimeni, să ajungi să speri să ajungi la radio. Iată că a ajuns la radio. S-a dus la radio, nu cunoștea pe nimeni, a ajuns la portar și îi spune: vreau să cânt și eu aici. Lumea se uita, nu înțelegea. Dom'le, dar... Cine te-a chemat? Cunoști pe cineva? Nu cunosc pe nimeni, dar vreau să cânt. Mie asta îmi place să fac. Extraordinară poveste. Deci pe general Bertlou, la un moment dat, o tânără... Pe general Bertlou atunci. Nu știu, sincer, există studio radio și acolo, destul de vechi, poate era în altă parte. Da.
Da, interesant, în București, la Radio România, da, s-a prezentat o tânără artistă anonimă dintr-o comună din Prahova și a zis vreau să cânt. Da. Când a ajuns acolo, ea nu știa, nu cunoștea pe nimeni pentru că pe vremea aia nu era televizor și n-aveai de unde să cunoști fețele oamenilor. Dar când a ajuns acolo și a reușit să intre în clădire, auzea o voce pe care o știa de la radio, era Maria Tănase. A zis că în momentul când a auzit pe Maria Tănase cântând, s-a înfrigurat efectiv, nu-i venea să creadă ce a făcut și cum a ajuns acolo. Și la un moment dat s-a gândit, doamne, ce caut eu aici, că Maria Tănase e idolul, era idolul ei la momentul ăla. Cum am ajuns eu aici? Și iată că, așa cum am spus mai devreme, exista conceptul de meritocrație, a cântat și... Și a fost imediat recunoscută. Da. E important de spus că astăzi există, din păcate, corupție în acest sistem media sau în acest showbiz, în această industrie a divertismentului, o corupție care cere unor fete frumoase să, bineînțeles, renunțe la demnitatea lor și să accepte tot soiul de aventuri sau mai știu eu ce pentru a ajunge pe scenă. Trebuie spus încă un lucru, că există o puternică ideologizare a discursului artistic. Dacă porți cu tine nu știu ce curcubeu pe spate, s-ar putea să pătrunzi în anumite straturi, să zic, ale muzicii contemporane, fără să ai neapărat calități. Uitați-vă și dumneavoastră să facem o comparație între textele de pe vremea aceea și textele de acum. Sau cel mai rău, asta mi se pare cel mai rău, asta mi se pare degradant, între ținutele artiștilor de pe vremea aceea și ținutele artiștilor de acum. Festivalul din Sanremo, festivalul Eurovision, Toto Cutugno, putem vorbi despre Albanu, putem vorbi despre toată această generație, chiar și cei de la ABBA, da? Felul în care se îmbrăcau, felul în care cântau, felul în care versificau. Da. Și există ceea ce avem astăzi. Uite, o să spun așa, astăzi românii trebuie să facă comparația între Gabi Luncă, bunoare, și câștigătoarea, mi-e neclar acolo sexul, numită Conchita Wurst, da? Ce nume ciudat, care, apropo, pentru că era femeia cu barbă, a reușit să primească cel mai mare premiu la Eurovision. De ce se falsifică atât de tare muzica astăzi? De ce această urâciune a pustirii peste noi? Mă gândesc că concursul Eurovision, spre exemplu, din punctul meu de vedere, nu are nimic de a face cu muzica, ci mi se pare că ar fi o propagandă cumva politică. Fățișă. Da. Da. Pentru că am auzit și la noi în România anul ăsta, chiar am urmărit preselecțiile Eurovision, au fost niște tineri. Deci chiar mi-a plăcut cum au cântat. Mi-a plăcut și mi-au plăcut versurile, mi-a plăcut vestimentația. Și n-au reușit să ajungă să reprezinte România în finală. Nici Laura Bretan, vă reamintesc, în 2019 nu a fost aleasă pentru că a susținut referendumul pentru familie. În 2019 a fost penalizată de un juriu internațional anonim doar pentru că a avut, hai să spunem, gusturi creștine. Și cu asta mă întorc la Gabi Luncă. Vă întreb, la un moment dat a existat o conversație în familie. Nu, ea s-a apropiat și mai mult de Dumnezeu, s-a convertit, nu a îmbrățișat credința în varianta pe care teologia și cultul penticostal o articulează în spațiul românesc și doamna Gabi Luncă a încetat să mai cânte cântece lumești, nu? Da. Ea a avut o înțelegere, să spun așa, între ghilimele, cu Dumnezeu. Acela a fost momentul când ea s-a întâlnit cu Dumnezeu. Dumnezeu nu putea să facă copii. Era stărpa. A încercat ani de zile să facă copii cu soțul ei și nu a reușit. La un moment dat a mers într-un cerc de rugăciune undeva și acolo a zis că a simțit că Dumnezeu i s-a revelat într-un mod personal și a luat decizia că se va pocăi. Când mă refer la pocăință, nu mă refer la o sectă, la o religie, la un cult aparte, mă refer la cuvântul metanoia, care, da, în greacă. Metanoia, la cuvântul care se află scris în Biblia Cornilescu, în Biblia ortodoxă. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.
După ce a rămas însărcinată, nu și-a ținut cumva legământul, nu și-a ținut partea în legământul pe care l-a făcut cu Dumnezeu la momentul acela. Și iată că după ce a născut primul copil, era o fată la momentul ăla, la câteva luni, o lună jumate, a murit. A murit? Fetița. Fetița. Da. A fost sfâșietor pentru ea și a dat seama că a fost întâlnirea ei cu Dumnezeu și știți cum e Dumnezeu? E dragoste, dar Dumnezeu e și dreptate. Și atunci a înțeles că trebuie să ia lucrul ăsta în serios. S-a smerit, s-a pocăit. A rămas din nou însărcinată cu un băiat, băiatul cel mai mare. Și iată că a reușit să aibă 4 copii de atunci. Dar după ce a reconsiderat această întoarcere la Dumnezeu, de atunci nu a mai cântat niciodată pentru oameni, pentru bucuria și pentru plăcerea oamenilor. Ea, în majoritatea timpului, cânta la anunți, unde se cântă de petreceri, de chef, unde lumea bea se destrăbărează de mai multe ori și așa mai departe. Dumnezeu așa considera la momentul ăla că ar trebui să nu mai fac asta și de când a luat hotărârea că nu mai face asta, n-a mai făcut-o niciodată. Și din contră s-a implicat în activitățile bisericești, s-a implicat în filantropie. A ajutat bătrânii, da? În misionarism. Da. Este o poveste extraordinară, din păcate timpul fuge, mai avem doar câteva minute și aș reveni la tema aceasta fundamentală, încă o dată sublinind cât de impresionantă este decizia unei artiste de a renunța la o carieră fulminantă pentru a se dedica cu adevărat cauzei duhovnicești spirituale la finalul vieții, deși putea face o grămadă de bani dacă ar fi rămas în câmpul acesta artistic, să spunem, deja bine cunoscut și oarecum secular. Mă întorc însă la tematica, spuneam, inițială, aceea a emancipării romilor, țiganilor, prin muzică, prin cultură, fiindcă în continuare eu cred că aceasta este direcția. Toți cei care au suferit în istorie din pricina sclaviei, da, din pricina robiei, pot să se emancipeze. A fost modul lor de a se face remarcați, de a-și exprima frustrările, durerile la momentul acela. Așa a fost muzica lăutărească, cum a fost muzica jazz pentru negri din America. A fost mișcarea... Muzica jazz, muzica gospel de mai târziu. Da, corect. I-a emancipat pe creștinii afroamericani, așa cum mulți țigani s-au emancipat printr-o muzică de calitate. Spuneam, ca să restituim și acest adevăr istoric, dacă îmi permiteți, domnule Onoriu, citez acum dintr-o prelegere a lui Mihail Cogălnicianu, rostită în data de 1 aprilie 1891, într-o ședință solemnă a Academiei Române, care vorbea despre experiența aceasta teribilă a romilor, a țiganilor. Spunea Cogălnicianu, prieten cu Alexandru Ioan Cuza: chiar pe ulițele orașului Iași, în tinerețile mele, spunea Cogălnicianu, am văzut ființe omenești, purtând lanțuri la mâini sau la picioare, ba unii coarne de fier aninate pe frunte și legate prin coloane în prejurul gâtului, bătăi crude, osândiri la foame și la fum, închidere în închisori particulare, aruncați goi în zăpadă sau în râuri înghețate, iată soarta nenorociților țigani. Apoi disprețul pentru sfințenia și legăturile de familie. Femeia luată de la bărbat, fata răpită de la părinți, copiii rupți de la sânul născătorilor lor și răzlețiți și despărțiți unii de alții și vânduți ca vitele la deosebiți cumpărători în cele 4 colțuri ale țării. Nici umanitatea, nici religiunea creștină, nici legea civilă nu aveau ocrotire pentru aceste ființe nenorocite, era un spectacol grav și strigător la cer. Din această stare de robie, foarte mulți, spuneam, romi au reușit să se emancipeze, însă foarte greu lucrul ăsta s-a petrecut, spuneam, cu ajutorul artei, prin artă, muzică mai ales, și prin muncă, această spuneam, minoritate etnică și-a căpătat un plus de respect în spațiul românesc, fără ca acest respect să fie universal, chiar și astăzi. Aș vrea să mă întreb pe dumneavoastră, fiindcă sunteți un om tânăr, n-aveți nici 30 de ani,
dacă la final, cu această poveste a doamnei Gabi Luncă în minte, vă gândiți la un proiect, la o formă prin care minoritatea Roma să fie respectată mai bine în țara noastră. Da. Din punctul meu de vedere, comunitatea Roma nu se poate integra în societatea românească fără educație. Susțin asta, m-am gândit de-a lungul timpului cum, care e felul, care e modalitatea în care acești oameni, țiganii, pot fi integrați. Dacă ne uităm, sunt rasismul e și de o parte și de cealaltă, în sensul că nici românii nu se înțeleg cu țiganii și nici țiganii nu se înțeleg așa de bine cu românii. Atâtea frustrări și atâtea neînțelegeri au dus cumva ca să fie o luptă totdeauna între țigani și români. Deși, din punct de vedere al cetățeniei, cu toții suntem români, cu toții trăim pe teritoriul României, iubim România, doar că, vedeți dumneavoastră, fără niște programe educaționale, fără niște programe culturale, va fi imposibil, nu acum, de acum până peste sute de ani, ca să dispară cumva stigmatul acesta. Și adversitatea. Da. Mai e încă ceva, o să spun, apropo de educație, că și astăzi noi am făcut o operă de educație evocând o personalitate și aș vrea să arătați, dacă se poate, la final spre cameră această carte, fiindcă această carte, din punctul meu de vedere, trebuie să circule în toată România. E vorba despre povestea de succes a unor romi, a unor țigani care, prin muzică, prin muncă, prin cinste, prin valorile familiei, au fost recunoscuți de milioane de români, aplaudați la scenă deschisă. Și cum spuneați dumneavoastră, procesul s-a inversat. Adică ceea ce spunea Cogălnicianu că se întâmpla în secolul XIX, s-a inversat ca și comportament. Românii au sărutat mâna unor artiști, poate de etnie romă, deși acum un secol și jumătate i-ar fi bătut. Ori această, repet, această formă de, până la urmă, triumf a spiritului în raport cu materia trebuie celebrată atunci când vorbim de cultură, de spiritualitate, de tot ceea ce înseamnă educație în ansamblu. Domnule Timoteu Onoriu, din păcate timpul s-a scurs, a fugit. Dacă aveți un ultim gând, 30 de secunde. În încheiere aș vrea să spun că în continuare eu cred că povestea asta poate fi și se poate întâmpla și în momentele de față, și anume că dacă un om e serios, indiferent de etnie, dacă e serios în ceea ce face, dacă caută educația, dacă îl caută pe Dumnezeu și este un om integru, poate reuși în viață pe orice palier. E un mesaj foarte bun, doamnelor și domnilor, l-am avut ca invitat pe domnul Timoteu Onoriu, spuneam, nepotul doamnei Gabi Luncă și nu numai, un prieten drag nou care sperăm să vină alături de noi într-un periplu cu totul special spre Țara Sfântă. Dragi prieteni, vă reamintesc că în anul 2000, în timpul înregistrării scenelor pentru filmul Patimile lui Hristos, regizat de Mel Gibson, actorul principal Jim Caviezel dădea mărturie despre convertirile petrecute pe platoul de filmare. Un musulman care juca rolul soldatului roman s-a convertit atunci când a văzut pătimirile Domnului Hristos, a îngenunchiat și și-a predat viața lui Dumnezeu. Actorul, de asemenea, Luca Lionello, care era un ateu desăvârșit și care a jucat rolul lui Iuda Iscarioteanul, s-a convertit și el la creștinism în timpul filmărilor. Spuneam, toate acestea s-au petrecut în Țara Sfântă și de aceea poate și noi ar trebui să luăm în calcul această chemare la o perpetuă metanoia, convertire. Vom merge pe urmele Mântuitorului în Israel, fiind fascinați și noi de această bogăție spirituală a locului în care Dumnezeu s-a făcut trup. Vom fi însoțiți de prietenii de la Philadelphia Tourism și prietenii de la Clubul Marile Cărți vă așteaptă într-un pelerinaj, spuneam, excepțional, în perioada 2-7 septembrie, în această toamnă,
însă biletele sunt deja vândute într-o anumită măsură și vă rugăm să luați aminte la această ofertă, pentru că vom vizita orașe precum Tel Aviv, Betlehem, Nazaret, dar și, spuneam, Ierusalimul, capitala construită, gândită întâi de David și construită de regele Solomon. Vom fi alături de dumneavoastră, eu voi fi ghid în acest periplu, spuneam, și vă așteptăm, mai sunt câteva bilete disponibile pentru rezervări. Nu uitați să contactați agenția Philadelphia la 0730 585 800, repet, 0730 585 800. Marile Cărți și Philadelphia Turism vă așteaptă. Sunt Mihai Neamțu și până la o nouă revedere, nu uitați, aici la Canal 33, construim împreună România Deșteaptă. La revedere!